Vinerea trecută, fotbalul municipal Târgoviște a făcut o deplasare, cea mai lungă din retur, la Mătăsari. Partida s-a disputat pe terenul Minerul și s-a încheiat cu victoria băieților de la FCM Târgoviște. Echipa lui Ion Constantin a făcut o partidă bună, poate cea mai bună din acest sezon. Și pentru prestația deosebită din teren, băieții de la FCM Târgoviște au fost răsplătiți cu o victorie care a însemnat 3 puncte în cont și care îi depărtează de zona periculoasă a retrogradării. Încă din primele minute de joc, băieții lui Ion Constantin au fost în atac. Chiar în minutul 1, Lețu a ratat o ocazie de a puncta pentru FCM Târgoviște, însă acesta a șutat pe lângă poartă. Atacurile celor de la FCM Târgoviște au continuat. Pentru a stopa atacurile dâmbovițenilor, gazele au apelat la centrări înalte. La una dintre acestea, executată de Nisu, mingea, reluată cu capul de Dăianu, a picat chiar pe bara transversală, Minerii ratând o ocazie mare de a deschide scorul. În minutul 35, Petculescu a marcat un gol frumos după ce a driblat câțiva adversari. Însă, atât centralul cât și un asistent, după câteva ezitări, s-au decis să anuleze golul pe motiv de offside. Cu toate că Petculescu a driblat 3 jucători, după care a punctat. Ionuț Petculescu i-a venit la sprijin Tănase, Petculescu în afară de joc. N-aș băga mâna în foc că a fost așa. La pauză, băieții lui Ion Constantin au intrat cu scorul de 0-0. Însă au apărut și ceva probleme la cabine. Arbitrii au comis o mare greșeală în teren. Nu au verificat atent foaia de joc. Încă din minutul 1 și până în minutul 45 al primei reprize, la Mineri a evoluat un jucător cu numărul 15, ce nu apărea în raportul de arbitraj. Evident, conducerea de la FCM Târgoviște a depus o contestație. A doua repriză s-a reluat după aproximativ 20 de minute. Arbitrii nu mai ieșeau de la cabine. Nu știau ce să mai facă cu această problemă care a apărut, neverificând atent foaia de joc. În repriza secundă, băieții de la FCM Târgoviște s-au ambiționat și au reușit să puncteze. În minutul 65, Beni Popescu a deschis scorul pentru FCM Târgoviște cu un gol deosebit, lăsându-l pe portarul Barbu fără replică. Astfel, pe tabela de marcaj, scorul era de 1-0 în favoarea celor de la FCM Târgoviște. Contraatacul se mută pe banda dreaptă, acolo unde este Beni Popescu, în vâlul energiei pe banda dreaptă, Zidăroiu, centrare, Marius Zidăroiu, Beni Popescu, 0-1. Echipa târgovișteană și-a surprins adversarii prin rapiditate. Petculescu a trimis o diagonală pe banda dreaptă, Beni Popescu i-a pasat lui Zidăroiu, centrare Marius Zidăroiu, deviere cu ristul sovietic, adică cu spițul Beni Popescu, și balonul și-a găsit culcuș în plasa porții lui George Barbu. Din acest moment și arbitrajul a devenit mult mai aspru. Băieții lui Ion Constantin n-au mai reușit să treacă de jumătatea terenului. Cartonașele galbene au venit pe bandă rulantă. Însă fluierul final a anunțat victoria celor de la FCM Târgoviște. Nu o spunem cu răutate, dar acest arbitraj a fost destul de slab. Arbitrii putem spune că au avut o tentă de a susține gazdele. Însă, cu toate acestea, FCM Târgoviște a reușit o victorie. În etapa intermediară de marți, 15 mai, FCM Târgoviște va juca pe teren propriu la Academia din localitatea dâmbovițeană Șotânga, unde va întâlni pe Cisnădie. În tur, FCM Târgoviște a fost învinsă la Cisnădie de această echipă. Acum, băieții lui Ion Constantin își propun o victorie. Partida dintre FCM Târgoviște și Cisnădie va fi transmisă text live pe www.tvpartener.ro începând cu ora 8. 15.